Ritmul încasărilor la taxe și impozite este mulțumitor. De asemenea, bani frumoși se adună și din amenzile care sunt în sfârșit achitate. Primarul Sucevei în Lungu a declarat că s-au încasat peste 1,82 milioane lei în 7 zile, media fiind de 250.000 lei pe zi. Din care la persoane fizice 1.405.662, la persoane juridice 417.144. De menționat că 10% din încasările la persoane fizice s-a aferinte amenzilor, un lucru bun, pentru că avem mai probleme cu încasarea amenzilor. Din cei care au plătit, 5.875 de persoane fizice care au achitat bani, 5.668 au plătit la ghișeu prin numerar, la terminale POS 187 de persoane, iar plăți cu cardul prin internet 20 de persoane. La persoane juridice, 644 de persoane juridice au plătit numerar la ghișeu și 121 de persoane prin POS la ghișeul municipalității. Făcând o medie pe zi la cele 7 zile, rezultă undeva la 250.000 de lei pe zi. Cam așa am încasat în toți anii la începutul anului. Sper să mențin acest ritm și până la data de 31 martie 2016 să încasăm cât mai mulți bani, mai ales că sunt acele prevederi de scutiri de penalități, de majorări. Achitarea taxelor și impozitelor până pe 31 martie aduce o reducere de 10%, facilitate care se aplică la impozitul pentru clădiri și mașini. Începând din acest an, potrivit codului fiscal, contribuabilii nu pot achita taxele și impozitele locale dacă au amenzi neplătite.